Câți ani aveți, sigur aveți ce să ne spuneți despre viață. Da. Și mereu multe chestii de învățat. Că nu... La oricâți ani ai avea, nu poți să spui că te-ai izbit de tot în viață. Știi? Experiența vine cu timpul. În fiecare zi înveți ceva. Dacă n-ai învățat nimic, atunci nu e chiar în regulă. Tot timpul afli un lucru nou. Tot timpul te uimește ceva. Uite, măi, n-am știut chestia asta. Tot timpul trebuie să fii dornic să înveți ceva. Indiferent de ce vârstă ai. Doar așa poți să evoluezi un pic. Puțin câte puțin, știi? Adică să nu te plafonezi. Că asta e problema foarte multor persoane. Se plafonează, consideră că gata. Am terminat școala, am un serviciu, uite că acum am și o familie, am copii, am așa, acum de ce mai trebuie decât să mai alerg după bani, mă duc acolo la serviciu și nu-i mai interesează să mai citească ceva, să mai evoluez un pic, să le mai... Și uite așa, intervine plafonarea aia și ei sunt închiși și foarte, foarte închiși și oamenii ăștia închiși sunt cam apatici. Și nu e chiar. Așa că fiți deschiși. Mai citiți, mai ascultați un podcast, o chestie.